În crește mare merem toți trei la gagici. Dorin bilfează unii. Ce gagici? A, uite-o pe Daniel, a glumit. Asta o ducem pe el la gagici. Nu se poate mai bine. Ai ieșit Leu din cușcă. Ai ieșit Leu din cușcă. Ce mai oprește? Leu, opriți aparatul. Băi, ți-a dat drumul de acolo, cum mai oprește. Bă, stai, mamă. A fi atent, litru pe motorină, 6,30 lei. Bună dimineața, lume! Astăzi este o zi specială, dar înainte să vă spun ce o să vă arăt în clipul de azi, vreau să vă arăt ceva mai special. Ia uitați cine mă așteaptă la ușă. Cine e aici, bă? Cine e aici? Cine e aici? Cine e frumos? Cine e frumos? E gras, e flămând, e setios? Cum e? Dacă mă vede mama, gen, dacă l-am băgat în casă, cred că mă agasă de oglindă și pe mine și pe el. I-am făcut aseară de parazitare completă. L-am spălat cu șampon special. I-am dat după cap cu niște picături speciale ca să îi treacă purecii. Și acum e ca nou. Adică eu așa sper. Mai e ceva? Bă, te-ai murdărit pe burtă. Mai ai, bă, ceva pureci pe tine? Zi, mai e sau nu mai e? Astăzi este o special deoarece este botezul lui Milan. Și chiar dacă o să filmez poate foarte puțin, pentru că vreau să mă bucur din plin de acest eveniment, o să împărtășim și cu voi câteva momente de acolo. Băi, fraților, de când s-o scumpit motorina la halul ăsta, a venit și Crăciunul la mine în bordă, la de fel. Ia priviți. Cum arată acul indicator de la motorină? De celelalte becuri, să nu vă speriați, pentru că sunt câteva erori. Unul de la, o eroare de la ușă, ca și mai fi deschisă ușa, unul e eroare de la centură. Deci n-are nicio problemă. Problema e doar acolo în colțul din stânga jos. Motorina 0, chiar mai jos de 0. Ce să fac, frate, dacă e 6 lei și ceva motorina? Mă duc și eu. Acum mai jos, puțin la consum. Și sper să nu rămân în pana prostului până ajung în oraș. Cum nu se poate mai bine. A ieșit Leu din cușcă. A ieșit Leu din cușcă. Ce fac, mă, Leu? Bă, ce să fac, mă, frate? Eram prea niște acasă și am venit aici să mă distrez cu nebunii ăștia. Primul deci invitat la botez, Andrei Ciubanu. Da. Îl duc să-l tund, că la Bacău nu mai urmuri toți frizerii. Da, uitați, asta e fără, no filter, no nimic. Tap, 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 tap. Donați, vă rog, donați la Iancu. Bă, nu, la Andrei, vă rog, nu. N-au ce mânca miei. N-au ce mânca, a, păi nu, că am vândut miei, gata, nu mai trebuie să mănânce. Da, salutăm și noi toți fanii lui Iancu, toți. Deci toți subscribe-ul la Andrei Ciubanu, să dezaboneze, să aboneze la mine, am mai spus asta. Băi, dar ce roșu ești la față, mă place, te-ai moldovean. Da, am făcut baio, m-am spălat frumos, auzam, mi-am ieșit și eu în lume, am făcut un duș. Azi, ai joi, mă, azi se spate. Da, mă, deci azi e ok. Bun. Eu cu Andrei Ciubanu suntem la Peco, înainte să-l duc la tuns, că trebuie să tundă omul. Și suntem tare curioși acum, că eu de obicei alimentam în tankul ăsta, v-am spus că e pe roșu acolo, de când s-o scumpit motorina, nu m-a impedit să-l duc cu full-ul. Dar astăzi, pentru că eu zic special, o să-i fac full-ul. Și suntem curioși să vedem de câți bani intră motorină în tankul ăsta. Pentru că ăsta consumă. Eu cred că o să bagi, știi, o să bagi darul lui Culiță. Bă, chiar, bă! Auzi, sună pe fratul și zici, bă, poți... Nu mai pot să dau darul, că l-am băgat. Am băgat darul aici și în tank. Motorină. Da. Ai dreptate. Acum se duce următorul client din față și alimentăm și noi. Și tare mi-e frică că când dau banii de trai pe luna asta, să bă, dai niște zacuscă ceva. Să da, mă, las că văd eu cum fac, mai sun, vedem, vinem ceva. Bă, vinzi o aerul, mă, geta și... Gata. Bun, am ajuns deja la 470, darul lui Culiță de botez. E aici, doi, frate. Nu se mai oprește. Doamne, opriți aparatul. Băi, ți-a dat drumul de acolo, cum oprește. Bă, stai, mamă. A fi atent, litru pe motorină, 6,30 lei, frate. Păi cu banii de pe motorină care îi bag într-un an în mașina asta, 5 milioane jumate. Ah, hai că nu-i 6, cum aproximam eu. Tot e bine. Cu banii ce bag într-un an în mașina asta, în motorină, cred că îmi iau un Lamborghini. Mai am și eu ceva bani. Dă-i aici. Ia. Contribui, Andrei Ciobanu. Tap. Altfel se vede lumea și altfel mere mașina. Ăsta, cred că e cel mai frumos sentiment din lume. Zi-tu, Andrei. Da, mă, Vlad, că știi că nu mai ai bani. Bă, dai un ban, dar știi că nu mai ai. Nu, mă, să ai rezervorul full, mă refeream.
Nu, ăsta e cel mai fain sentiment. Adică cred că ăsta e mai fain decât dragoste. Zi tu, dar asta nu poți să zic că Claude Marilena, că e cu el. Da, mă, așa e. Bă, de acum putem să mergem peste tot. Aia e, tati. Am o problemă de grad major, nu știu să fac nu de la cămaș. Mama Geta, știi să faci? Nu, dragul. Te pregătești de botez. Așa vii la botez, așa vii. Eu la botez? Ia să-ți văd freza. Bună, deci mama Geta o fă la salon și după cum știți, ea nu e cu saloanele. Cum n-ai fost? N-am fost. De unde vii acum? Ce vreți? Fă la salon și ne-a convenit freza și a făcut-o aia din nou și a refăcut-o. Este mai bine cum și-a refăcut-o aia. Oh my god, mama Geta! Wow! Ce apariție! Sunteți gata, divelor? Oh, ne vedem la biserică. De fapt, stai că eu trebuie să vă duc. Sunteți gata, pe bune? Mă duc să-mi iau divele și să le duc unde vor mușchii lor. Te dau la televizor! Te dau la televizor. Am zis că fac un vlog mai scurt ca să ne putem distra. Doar câteva secvențe, așa, ca să împărtășim cu lumea momentul ăsta unic de la botez. Deci mama Geta e cea mai tare azi, uitați-o. În adevărată e splendoare. Oh my god! Acum cea mai mare provocare pentru mama Geta, știi care e? Mașina verde și roțea verde. Te-a sortat puțin. Da. Dar cea mai mare provocare e să te urci acum în mașină, în jeep. Mă urc, dacă nu pot să o conduc cu tocuri. Dar nu să o conduci, că o conduc eu, dar să văd cum te urci, că e înaltă. Ah. Ia să te văd. Nu cred că poate. Eu că poate, mă, fii atent. Aoleu, bun. Bun, e atletă mama Geta. N-are nimic, îl faci la loc. Mă așteptăm și pe Getuța și pornim către acest eveniment important. Să vedem ce face culița. Culița poate. Boscheașul? Iată, broscheașul. Hai să botezăm pe broscheaș. Bă, bala, ne curge bala. Bă, ce faci, bă, tate, bă? Nu dărești costumul lui tactul ăsta. Bă, vezi cât verde. E ce la gagici, bă, mai și așa cu bale, nu știu dacă merg. Bă, botez merg. I-a luat și lui costum verde, tot așa, exact ca al meu. Bă, că așa l-am îmbrăcat la biserică. A, l-am văzut costumul. Ia! În crește mare, merem toți trei la gagici. Dorin din fează unei. Ce gagi? A, uite-o pe Daniela, a glumit! Hai să-l ducem pe el la gagi. Dori, acum vine și el. Fac un pic, numai câteva secvențe fac. Ce faci? Ce faci și Daniela oricum? Super, hai să mergem la biserică. Pentru mie urmăritorii, da? Deci toți urmăritorii Daniela să dezaboneze de la ea, să aboneze la mine, da? Ha, ce frumoasă ești, mă, ești altă ligă, Danelo. Bravo! Ia uite, mă, pe frumos și aparcă din bazme. Așa, perfect. Trag-te cu ei acolo. Se pare că aici încheiem vlogul, pentru că de acum începe petrecerea și nu mai dăm din casă.
jumătate.